Mă gândeam ce bine e că la capătul fiecărei săptămâni Dumnezeu a pus o zi de duminică. Duminica ieșim din ale noastre și intrăm în ale Lui. Duminica ieșim și intrăm. Duminica răscumpără săptămâna. Sunt 50 și ceva de duminici în an, ca niște lumini care luminează tot anul. Sunt 50 și ceva de oaze pentru suflet, de popasuri sufletești. Putem zice, fără să ne temem că greșim, binecuvântată fie duminica. După duminică vine ziua de care ne temem cel mai mult. Se numește luni. Nu pot să vă ajut cu nimic aici. Ce pot totuși să vă dau ca o speranță de viitor este că veșnicia va însemna o duminică ce nu va fi urmată de ziua de luni. O duminică fără sfârșit. Fie-ne sufletele duminică. Deschidem Scripturile, dragii mei, în această frumoasă zi, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de unde lecturăm primele 6 versete. Fapte 9, primele 6 versete. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Ședeți. Cartea Faptele Apostolilor, iubiți frați și surori, dragi prieteni, cartea aceasta prezintă două convertiri celebre. În ambele cazuri sunt bărbați puternici, foarte diferiți, dar totuși care se reunesc în convertire și care trăiesc ceea ce am putea numi convertire de manual, adică cu toate ingredientele. Acești doi bărbați sunt primul, Corneliu, sutașul, centurionul, și al doilea, Pavel, sau Saul din Tars, care se va numi Pavel. Evanghelistul Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor, a avut mai multe tehnici redacționale pe care le-a folosit și n-am să vă țin o lecție cu aceste tehnici ca să nu vă pierd, totuși. Măcar că ar fi interesant să facem cândva tehnici redacționale la Luca. Niciun amin n-am auzit. Normal. Sună prea... Una dintre tehnicile lui Luca era repetiția. Și când ceva îi se părea lui că este important, repeta. Bună oară, convertirea lui Corneliu este povestită și repovestită de 3 ori. Prima dată în Fapte 10, când chiar se întâmplă, a doua oară în Fapte 11, a treia oară la Conciliul de la Ierusalim în Fapte 15. Convertirea lui Saul, pe care îl vom numi Pavel pentru ca să nu fie vreo confuzie, din nou apare la paritate tot de 3 ori, prima dată în capitolul 9, când chiar se întâmplă, de unde și noi am citit, apoi capitolul 22 și în fine capitolul 26. De 3 ori din nou aceeași convertire. Două convertiri care sunt, cum vă spuneam, prezentate de câte 3 ori fiecare.
Întorcându-ne la Apostolul Pavel și privind la această convertire spectaculoasă de care el are parte, se cade să amintim că până la capitolul 9, autorul acestei cărți ne pregătește ca să știm cam ce personaj era acest Saul din Tars. Avem trei pasaje pe care doresc să le menționez. Capitolul 7, versetul 58, e vorba de momentul martirajului lui Ștefan, diaconul. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și e prima dată când Luca ne pregătește cu Saul. Iată cine era Saul. Iată-l prezent, iată-l activ la martirajul lui Ștefan. Apoi, capitolul 8, primul verset, prima parte. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Se pare că, mai mult decât păzitorul hainelor, Saul era activ, a fost activ în cazul Ștefan. Și versetul 3, tot capitolul 8. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case. Vă puteți imagina asta? Fiecare avem o casă. Abia pătrund prieteni în casa noastră, după ce face multă curățenie. Ăsta pătrundea prin case, Saul, nechemat. Vă puteți gândi la securitate, vă puteți gândi la Gestapo și altele asemenea. Pătrundea prin case, intra prin case, lua cu sila pe bărbați, hai asta înțelegem oarecum, pe bărbați, că de la bărbat la bărbat. Dar lua cu sila pe cine? Pe femei, ceea ce ni se pare de neimaginat. Și arunca unde? În temniță. Îi muta din casă în temniță. Am vrut să accentuăm puțin acest verset pentru că prea zburăm peste el, prea ne-am obișnuit cu el. Scos din ale tale și dus în temniță. Când ți-e lumea mai dragă să fii luat, tu și soția ta, luați amândoi copiii lăsați de izbeliște. E inimaginabil. Acesta e personajul despre care, îngăduiți-mi în această seară, dragii mei, să vorbim despre convertirea lui și să descriem în lumina acestui text, aceste experiențe, să descriem cum anume se apropie Dumnezeu de sufletul omului, mai ales de un asemenea suflet, cum e posibilă întâlnirea dintre Dumnezeu și om văzută din ambele perspective, dar mai ales din partea lui Dumnezeu, care nu se lasă intimidat, ci iese în întâmpinarea omului, oricât de înverșunat și de împotrivitor este omul, pentru că cel mai împotrivitor om e totuși slab, e totuși lipsit de autoritate, lipsit de putere, e totuși limitat înaintea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu iese în întâmpinarea oricui și binecuvântăm numele Lui. Încă un detaliu introductiv și apoi chiar trecem la predică. Un pic de răbdare să aveți cu mine, vă rog. Și eu am cu dumneavoastră. Dar vreau să spun asta, că apoi nu voi pleca liniștit acasă. Subiectul mare a cărții Faptele Apostolilor este să ne arate că Hristosul înălțat, deși a plecat, el totuși a rămas. Asta e subiectul mare. Vă rog, ăsta e subiectul mare. Să ne arate că s-a dus și l-a trimis pe Duhul și Duhul ține loc de Hristos, ba chiar Duhul e și El Dumnezeu. Și atunci observăm aici, în acest episod și în altele din carte, că deși înălțat, Iisus se arată. Deși înălțat, El nu rămâne absent, ci se arată, iar în cazul lui Saul, în drum spre Damasc, îi se arată prin acea lumină puternică. Vreau să vă aduc aminte că se călătorea în vremea aceea doar pe timp de zi, nu se călătorea pe timp de noapte. Și atunci înseamnă că Saul era, cu toate că avea însoțire, nu? Era în plină zi când călătorea spre Damasc și cu soarele sus, probabil arzând puternic, zice că îi se arată o lumină care îl orbește și îl trântește, probabil de pe calul cu care călătorea, îl trântește la pământ. Dar eu vă întreb, există un soare mai puternic decât soarele? Există un astru
care să depășească în incandescență și în lumină, lumina soarelui? O întrebare legitimă ar fi, ce lumină a putut străluci peste soare, nu? Umbrind soarele și punându-l la pământ pe acest mare persecutor al bisericii. Știți cum se numește lumina aceasta? Cu drag vreau să vă spun. Se numește lumina necreată. Lumina care exista înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină. Și această lumină necreată ne va lumina sufletele în împărăția lui Dumnezeu. Și nu va mai fi nevoie de soare, pentru că lumina necreată ne va lumina o întreagă veșnicie. Lumina necreată. Cum, frate Ghiță? Și unii au văzut de pe pământ ca un blitz, ca un, cum să zicem, ca un flash, nu? Au avut experiența luminii necreate? Da. Dacă mă întrebați ce cred eu, eu cred că în fiecare generație câțiva, numai că nu știm de ei, au văzut în momentele lor de grație mistică lumina care? Necreată. Pentru că nu-L putem vedea pe Dumnezeu, dar lumina necreată intermediază apropierea lui Dumnezeu de noi. Iată-L pe Iisus, cel înălțat, care se arată în lumina necreată. Apoi, deși înălțat, Iisus se implică în sensul că soarta bisericii nu este indiferentă. A plecat, dar nu și-a uitat biserica. Oricât ar fi de greu de acceptat, s-a înălțat la ceruri, dar El continuă să rămână capul bisericii și Domnul bisericii. Și e mai greu să credem asta pentru că s-a înălțat, pentru că nu-L vedem. Adăugați, vă rog, și un al treilea detaliu. Deși înălțat, Iisus se impune, nu doar se implică, apărându-i pe ai Săi în fața primejdiilor, așa cum o va face atunci când îi apără pe ucenicii din Damasc de mâna cea necruțătoare a lui Saul din Tars. Ei bine, în sfârșit, subiectul predicii. Pornind de la toate acestea, îngăduiți-mi, dragii mei, să enumerăm sau să răspundem la întrebarea: câte porți are sufletul? Predica se numește Porțile Sufletului, ca să nu încurcăm pe cei de la tehnic. Dar câte porți are sufletul? Și după ce vom vedea câte are și care sunt, de fapt noi le vom așeza în ordinea în care se deschid față de Dumnezeu. Nu toate se deschid deodată, există o succesiune a deschiderii porților sufletului în raport cu Dumnezeu. Și acum o întrebare se iscă în mintea noastră: și există oameni care și-au lăsat o poartă închisă, adică nu le-au deschis pe toate? Există. Poți să trăiești toată viața și să fii cumva orientat către Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu, crezând în Dumnezeu, și totuși să-ți lași poate una dintre ele, poate două, închise? Să nu reușești să redeschizi? Se poate. Și frate Ghiță, aceste trei porți, care încă nu ne-ai spus cum se numesc, se deschid toate deodată? Nu. Înseamnă că nu e un eveniment? Nu. Înseamnă că nu se poate întâmpla la o singură predică. Înseamnă că nu-i de ajuns o duminică, de aceea s-au inventat mai multe duminici. A, nu e un eveniment? Nu e. Dar ce e? Un proces. Și cât durează? Mult. După caz. Deși ar putea Dumnezeu să ne cucerească într-o secundă, El știe că nu e simplu să intrăm într-o relație care s-a rupt cândva cu El. Știe că avem nevoie nu numai de bunăvoință, nu numai de deschidere, avem nevoie de timp, și Dumnezeu ne mântuiește în timp. Ați auzit câte aminuri s-au auzit, nu? Acum e prea târziu. Câte aminuri nu auzeam dacă spuneam, acum ne mântuiești? Atât de vrăjmași eram cu Dumnezeu, de la cădere încoace, atât de adânc am căzut, încât nu ne putem ridica dintr-o dată. Oricât de minunat suntem, ne trebuie timp. Porțile sufletului sunt poartea emoției. Arat spre inimă. Poarta rațiunii. Arat spre minte. Și poarta voinței. Poarta emoției, poarta rațiunii și poarta voinței sunt cele trei porți ale sufletului
cele trei puteri ale sufletului, cum se mai numesc în literatura creștină antică, și aceste trei porți, dragii mei, se deschid întotdeauna în această ordine, niciodată invers. Și prima care se deschide mai ușor e emoția și apoi a doua un pic mai greu se deschide ce? Rațiunea și apoi și mai greu se deschide ultima, voința. Haideți să le luăm pe rând, privind, dragii mei, deopotrivă la definiție, dar și la episodul din care ne inspirăm. Oare ce este emoția? Am căutat și eu în Dex, ia știți că Dexul nu poate să mintă niciodată, și am găsit că emoția este o reacție afectivă de intensitate mijlocie, vă rog să mă iertați că zic mijlocie, așa scrie în Dex, și de durată relativ scurtă, știu că nu-s vești prea bune despre emoție, însoțită adesea de modificări în activitățile organismului, am să vă explic asta, oglindind atitudinea individului față de realitate. E o explicație tipică Dexului. Adică nu poți să ieși cu ea în față cu explicația aceasta, că e prea tehnică, n-are poezie, n-are nimic. Ce înțelegem este că e o reacție, emoția este o reacție, asta să nu uităm, apoi este o reacție afectivă, are legătură cu verbul a simți, cu ceea ce simțim pe dinăuntru, adică inefabil, nu se poate măsura, nu se poate pune pe cântar și asta cumva un pic trebuie să ne dea de gândit, este de intensitate mijlocie, adică nu e intensitate maximă, să nu avem prea mari așteptări de la emoție și nu durează mult în timp, este scurtă, poate să fie intensă și este scurtă și asta mi-a plăcut, asta trebuie să explic un pic. Însoțită adesea de modificări în activitățile organismului. Din câte citesc eu pe zona asta, zice că atunci când avem o emoție puternică, să presupunem de bucurie, să nu dăm tot exemplu cu necazuri, că necazurile vin și fără să le mai pomenim pe aici. Dar când avem câte o bucurie mare, zice că ritmul cardiac, dar noi nu vedem asta, ritmul cardiac zice că e altul, sângele zice că umblă, nebunește prin organism. Și sângele se îmbată de bucurie. Zice că ce ne este nouă creierul creț? Și știți că creierul e creț, adică cum să zicem? Dar zice că atunci când trăim o emoție puternică, se încrețește mai tare. Nu uitați să puneți ghilimelele. Adică, mă rog, în zona aceea sinapselor se întâmplă ceva la nivel cerebral, cognitiv, zice că se întâmplă ceva, la nivelul sângelui, cum spuneam, se întâmplă ceva, în stomac se întâmplă ceva, în pântece, rinichii. Nu degeaba spune că Domnul cercetează ce? Rărunchii, adică rinichii, care sunt sediul emoției, funcțiile renale. Și deja vreau să mă opresc, că pe aici or fi și doctori și apoi acum mă prind cu tema nefăcută. Ei știu mai bine ce spun eu, vor duce ideea mai departe. Adică cumva tot organismul pe dinăuntru, un chip nevăzut, da, participă la emoție, pentru că o emoție ne mișcă fizic, ne mișcă, cum ar zice medicii, visceral, adică organic, adică pe dinăuntru și gata. Da, pe din afară, ochii se schimbă, chipul, mimica. Și câte unul de bucurie sare într-un picior, altul sare cu amândouă picioarele, depinde de kilograme. Altul se suie pe ceva, altul coboară în ceva, altul rămâne implacabil și nu face nicio mișcare, dar pe dinăuntru, mă înțelegeți, se bucură. Ce vreau să spun cu toate acestea, până să ajungem din nou la Saul din Tar și la experiența lui, este că emoția e trăită de orice om și orice om viu, orice om normal, care nu e bolnav, nu are maladie ale sufletului, nu? Ale psihicului, nu are probleme de ordin psihic, psihiatric, da? Psihologic. Orice om în stare bună de funcționare va avea emoție, chiar dacă o va manifesta diferit. Dar emoție, toți trăim, unii suntem foarte emotivi, plângem repede, zâmbim repede, trecem de la o stare la alta, suntem foarte emotivi, alții suntem mai distanți. Până la urmă, emoție toți avem. Emoția e una dintre porțile sufletului, una dintre puterile sufletului pe care, cum vă spuneam, toți o avem. Și acum, în sfârșit, afirmația care ne interesează pe noi este că emoția ne-a fost dată în mod creatural, adică prin creație de la Dumnezeu și scopul pentru care ne-a dat emoția pe care v-am descris-o un pic stângaci este
nu doar ca să ne emoționăm înaintea evenimentelor, a obiectelor. Ce ne mai emoționăm noi acum înaintea tehnologiei, nu? Când ne cumpărăm telefonul ăla nou, dar dormim cu el la cap, deși nu-i sănătos. Când ne luăm mașina aceea visurilor noastre, ne trezim noaptea să ne uităm la ea, ca la o icoană. Sigur că am exagerat. Sau poate nu. Emoția. Când ne cumpărăm o pereche nouă de pantofi, acum vă rog, nu vă uitați unii la pantofii celorlalți. Până și bărbații, femeile nu mai zic, până și bărbații când ajung acasă, îi scot din cutie și tropăie cu ei prin casă. Dar nu pentru casă s-au luat aceia, ci pentru ocazii speciale, dar ne atașăm emoțional de lucruri. Asta încerc să vă spun și e legitim, e normal, omul e o ființă atașabilă. Ne atașăm de lucruri. Emoția ne este dată pentru a relaționa cu evenimentele, cu lucrurile, sigur, mai ales într-un mod complex cu persoanele și mai ales unde se implică deja și sentimentul, cu familia, cu cei dragi, de acord. Dar iubiți, frași și surori, iubiți credincioși, îngăduiți-mi această afirmație să nu vi se pară prea înaltă, e pentru noi, ni se potrivește oricui de aici. Emoția ne-a fost dată în primul rând ca să-L putem simți pe Dumnezeu. Ca să-L putem experimenta pe Dumnezeu, da, nu în mod deplin, nu-L putem simți pe cât El e de mare, pe cât are El de spus, dar nu putem, dar cât putem, până la maxim, până la limita de sus a emoției, emoția ne-a fost dată să ne mântuim sufletele. Priviți împreună cu mine la emoția lui Saul din Tars. Priviți, vă rog, la versetul 4, unde spune că a căzut la pământ după ce a văzut lumina cea necreată, a auzit glas care îi spunea pe nume, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și ne imaginăm că glasul acela nu venea din lateral, nu venea din adâncurile pământului, ci venea, cum este și firesc, de unde? Din cer. Asta nu e întâmplător să spunem că din cer, pentru că Domnul tocmai s-a înălțat la cer și atunci ei păstrau această imagine, da? Frumoasă și corectă într-un anumit fel. Iar versetul 5, întrebarea cu care se deschide, reacția lui Saul dovedește poarta emoției care se deschide. Întreabă Saul, cine ești tu, Doamne? Cine ești tu, Doamne? Știți cine pune întrebarea, cine ești tu, Doamne? Haideți mai bine să vă spun retoric, cine nu pune întrebarea, cine nu e Saul? Că zice că mai bine așa și la școală să le spunem negativ, că ei se priceapă partea pozitivă. Așa încerc și eu. Saul din Tars, cel care zice, cine ești tu, Doamne, nu este un ateu. Că ar fi de înțeles la un ateu care n-a crezut într-o întâlnire spectaculoasă, văzând lumina cea necreată, văzând ce n-a mai văzut el și neamul lui, și nici nu va mai vedea, să fie de-a dreptul copleșit și să zică, cine ești tu, Doamne? Iar Saul nu este ateu. Adăugați, vă rog, Saul din Tars nu este imoral. La momentul acela nu este imoral. Cum, frate Ghiță, că auzim noi predici uneori în care se spune că toate le socotesc ca un, Pavel zice într-o scrisoare, toate le socotesc ca un gunoi față de prețul nespus de mare. Și ni se spune adesea că acel gunoi la care se referă Pavel e vorba de viața imorală dinainte. Stop, vă rog, vă rog, hai să îndreptăm asta, adică facem dreptate unui mare personaj. Gunoiul la care se referă Pavel sunt datinile iudaice. Sunt acele rânduieli și un atașament incorrect față de lege, bolnăvicios față de lege, care îl împiedica să-L vadă pe cine? Pe Hristos. Când spune gunoi, nu se referă la imoralitate. Vreau să vă spun că a fost crescut în bună familie, ținea decalogul, știa probabil o parte din Tora, dacă nu toată pe de rost, prin urmare, Saul din Tars, la momentul acestei întâlniri, nu era imoral. Nu știu de ce simt nevoia să accentuez asta, dar mă opresc. Că așa parcă ni s-a pus în minte că ar fi fost un imoral. Nici vorbă. Cel care pune întrebarea nu numai că nu e ateu și imoral, nu e nici măcar neștiutor de teologie,
de Dumnezeu, de noțiune de Dumnezeu, de religie. Vreau să vă spun că la momentul acela trecuse prin toate formele de educație, trecuse prin liceu teologic, spun, facem paritatea cu azi, apoi prin facultate de teologie, obținuse o diplomă de licență, șef de promoție, se înțelege, apoi s-a înscris la doctorat pe care l-a terminat summa cum laude și apoi, ca să spunem până la capăt, a făcut ceva studii postdoctorale prin câteva centre care dau bine la CV-ul, la propriu, nu sunt ironic. Prin urmare, toate acestea înseamnă, în varianta scurtă, că a studiat la picioarele cui? A lui Gamaliel, de unde obțineai diploma cea mai înaltă în pregătire religioasă teologică a epocii. Nu ateu, nu imoral, nu neștiutor, nu diletant, îmi vine să zic, adică un amator care își dă cu părerea despre religie, politică și fotbal. Cu temele făcute, cu diplomele luate, se prăbușește în colbul drumului și zice, cine ești tu, Doamne? Trăind o emoție care îmi place să cred, n-am mai trăit-o niciodată. Pentru că, iubiți credincioși, cea mai adâncă și mântuitoare emoție pe care o putem trăi este numai în prezența lui Dumnezeu. Adică, frate Ghiță, pledați pentru emoție din toată inima. Nu te poți întâlni cu Dumnezeu și să nu fii mișcat pe dinăuntru. Fizic, să nu pățești ceva. Să nu simți ceva. Nu te poți întâlni în planul credinței nevăzut, evident că nici Saul din Tars nu l-a văzut pe Iisus, i-a auzit doar glasul, dar nu te poți întâlni fără ca ceva să se miște în resortul interior, afectiv, al ființei tale. Adică totul începe cu emoție, exact. Gândește-te, te întâlnești cu un om pe care îl valorizezi, te întâlnești cu un om mare, sau cel puțin pentru tine e mare, întâlnirea aceea este marcată de ce? Emoție. Cu un om. Dar să te întâlnești cu Dumnezeu. Sunt trei elemente ale emoției cu gândul la experiența lui Pavel. Vreau să le enumăr doar. Primul element este copleșirea. Elementul acesta numit copleșire. El zice că tremura, el zice că avea o reacție realmente fizică, parcă scăpată de sub control și era copleșit, da? Era copleșit de lumina cea necreată, de prezența aceasta copleșitoare, de-a dreptul copleșitoare a lui Dumnezeu. Vedeți? Nu vreau să mi-o luați în nume de rău sau să o luați prea ironic, dar sigur că suntem copleșiți uneori unii de alții, sigur că avem uneori întâlniri copleșitoare. Gândiți-vă că dacă oamenii pot copleși alți oameni cu prezența lor, cu carisma lor, cu știința lor, cu bogăția lor, cu... mă înțelegeți? Dacă un om poate copleși un alt om, dar Dumnezeu. Noțiunea aceasta de copleșire ne arată, iubiții mei, că putem să fim fascinați de lucruri, de evenimente și de oameni, dar această fascinație e de scurtă durată. Dacă vrem să rămânem în permanență fascinați de ceva, mai bine zis de cineva, atunci trebuie să ne orientăm spre cineva care nu se schimbă, care este imuabil, acela este Dumnezeu. El să fie punctul fix al vieții noastre. Copleșire. 2. Inadecvare. Un profund sentiment de inadecvare spune... Inadecvare în sensul că își vede nevrednicia, iar n-a fost el primul. În Vechiul Testament avem personaje mari care își văd nevrednicia. Moise se vede nevrednic, Ieremia se vede nevrednic. Judecătorii se văd toți. Cum? Nevrednici. Și dacă vă uitați la mari oameni din Vechiul Testament, din Noul Testament, nevrednicia este exact linia, sau dacă vreți, este firul roșu din toate poveștile lor. Toți s-au văzut nevrednici, pentru că cine se vede vrednic, de fapt, este cum? Nevrednic. La modul ultim și de plin, doar mielul este vrednic. Și mielul e vrednic pentru că mielul e Iisus. Pe lângă copleșire și inadecvare, puneți, vă rog, deschidere. O deschidere afectivă, o deschidere a inimii. Inima lui se deschide în sensul că emoția lui se deschide și cumva emoția lui devine sensibilă și gradul lui de sensibilitate în acel moment de grație, moment astral, da, cu Domnul, cu întâlnirea cu Domnul, este maxim. Niciodată inima lui n-a fost atât de deschisă. Pentru că, dragii mei, e deprisos să mai adaug, dar poate e bine să adaug.
Niciodată nu suntem mai deschiși emoțional decât atunci când, cum zicem noi și bine zicem, ne cercetează Dumnezeu. Nu vreau să produc anumite frustrări în inima nimănui. Pun doar întrebarea aceasta retoric. Nimeni nu trebuie să-mi răspundă. Când ultima dată emoția ta a fost mișcată nu de evenimente, nu de lucruri, nu de oameni, ci de Dumnezeu? Sau ai avut un moment inițial al umblării cu Domnul, al relației tale cu Dumnezeu în care crezi, dar un moment pe care să poți pune mâna și să fi fost atât de emoționant, ascultă ce zic, încât ori de câte ori îl povestești, te emoționezi din nou. Cum știi că un moment a fost autentic emoțional? Pentru că atunci când îl povestești, iar o parte din emoție te copleșește. Dacă am avut, binecuvântate au fost acele momente. Și în mod normal, pe măsură ce avansăm în viață și în relația cu Dumnezeu, ar trebui aceste momente să se înmulțească și mai mult să-L simțim pe Domnul, mai plenar, mai adânc în emoția noastră. Iar dacă n-am avut, să spunem, Doamne, arată-te și mie. Și eu sunt aici, rău ca Saul, într-un anumit fel ca el, Doamne, arată-te, vreau și eu să trăiesc așa ceva. Înainte de a merge la a doua poartă, aș vrea să vă aduc un argument un pic exotic pentru mediul evanghelic. Unul dintre marii duhovnici din secolul 20 s-a numit Siluan Atonitul. Am zis că exotic pentru mediul evanghelic. Mi-am luat măsuri de precauție. Siluan Atonitul, care n-a scris mult și mai ales n-a publicat în timpul vieții, scrierile lui încap într-o carte și cumva sunt niște însemnări găsite după plecarea lui, mutarea lui la Domnul în chilie, la un moment dat spune în cartea de aceea, simt uneori peste mine, parafrazez, simt uneori peste mine un har mare, o prezență mare a Duhului. Simt că mă lasă puterile, fizic, în prezența Duhului, a lui Dumnezeu, care invadează celula mea, sau cum să-i spunem, chilia mea mică, spațiul meu mic. Și simt asta uneori în timp ce scriu. Și simt prezența Duhului în timp ce scriu. Dar auziți până la capăt. Și câteodată, aia numai câteodată, vine peste mine câte un har așa de mare că nu mai pot scrie. Atât îl iubesc pe omul ăsta. Atât îl iubesc că a zis că nu mai poate scrie atunci. Noi ni se pare că atunci când avem harul cel mare, atunci predicăm de nu ne mai știm opri. Atunci cântăm de nu ne mai pot opri oamenii. Atunci, înțelegeți, eu am crezut că e invers și când vine harul acela mare, copleșitor, atunci fac lucruri de nimeni să nu stea în calea mea. Se prea poate că n-am experimentat harul acela mare, care mă paralizează din a scrie, din a vorbi, care mă reduce la tăcere într-un mod, nu, fecund, fertil, mă reduce, care mă face să mă prăbușesc, poate la propriu, poate la figurat, pentru că așa mare har vine peste mine. Să ni se deschidă poarta aceasta a sufletului. A doua poartă, cum vă spuneam, este poarta rațiunii. Din nou ne întoarcem la Dex, unde citim. Rațiunea nu este o reacție, vedeți că facem o urcare cumva, ci rațiunea este o facultate, bine, fără diplomă, dar o facultate. Proprie omului, adică animalele nu au, cât sunt ele de drăgălașe, toți iubim animalele, sper. Ar trebui să le iubim, creația în general să o iubim. Facultate proprie omului de a cunoaște, auzi, prin noțiuni, judecăți, raționamente. Fiecare este deja un punct de predică. Noțiuni, judecăți, raționamente. Frate, lasă-ne cu asta, zi pe scurt, iată pe scurt. Dacă emoția are de-a face cu verbul a simți, rațiunea are de-a face cu verbul a înțelege.
că în toate astea e vorba de înțelegere, să pricepi, să înțelegi. Facultate proprie omului și cumva rațiunea, să știți că a fost întotdeauna în istoria gândirii umane foarte mult apreciată. Încă de pe vremea acelor filozofi greci despre care mai auzim una altă, mult înainte de Hristos. Și rațiunea și astăzi este foarte bine apreciată, cotată la un nivel înalt. De fapt se spunea, Platon spunea, în scrierile sale, îl citesc pe Platon, să mă iertați că îl citesc, repede îl citesc. Dar chiar avea o... Asta e un scriitor foarte complicat, adică abia specialiștii reușesc să înțeleagă ceva. Noi n-avem nicio șansă. Dar mai are pe aici, pe acolo, pentru noi ăștia de rând, câte o imagine. Am găsit această imagine în scrierile lui, de altfel, pe care nu neapărat vi le recomand. Mai bine să începem cu altele. Dar zice el, căci ce este rațiunea, dintr-o dată are un moment poetic, Platon, dacă te poți gândi. Că ce este rațiunea dacă nu un vizitiu, auzi, vizitiu, și ține în mână două hățuri, că doar de aceea e vizitiu, hățurile. Un hăț zice că e emoția și celălalt hăț este, ce-a mai rămas? Voința. Și rațiunea domnește peste ele. Încă mult înainte de Hristos, de creștinism, rațiunea a fost elogiată ca fiind, iată, ceva propriu omului și cumva rațiunea a fost pusă în diferite sisteme filozofice, credeți-mă, cum și astăzi, a fost pusă ca un fel de coordonatoare a celorlalte puteri sufletești și a fost elogiată uneori poate la un nivel prea înalt, poate la prea multă raționalitate, cum a făcut iluminismul și celelalte, nu-i așa, curente, pe care le numim, în mod corect, raționaliste, care țin de anumită raționalitate. Ceea ce trebuie să spunem noi, înainte să ne întoarcem la Saul, este, dragii mei, că rațiunea ne-a fost dată nu doar ca să înțelegem realitatea, să înțelegem chestiile complicate, să ne putem raporta, să putem produce știință, să putem produce idei, să putem produce tot ce produce omul modern în civilizație și în cultură. Rațiunea ne-a fost dată în primul rând ca, ajutându-ne cu ea, atât cât poate rațiunea, să îl cunoaștem, să intrăm în relație cu cine? Cu Dumnezeu. Vezi, Domnul vrea toată inima ta, nu doar emoția. Că în privința aceasta, cum deja v-ați dat seama, mulți se deschid în momente de grație emoțional. Ci Domnul vrea rațiunea ta, adică partea aceea cognitivă, partea aceea cu care judeci, partea aceea cu care înțelegi lucrurile. Ne întoarcem la Saul din Tars, ne întoarcem tot la versetul 5, unde după ce el întreabă cine ești tu, Doamne, primește răspuns, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și momentul acela în care primește răspunsul, în acest răspuns se ascund trei elemente cu totul raționale, pe care dorim să le enumerăm. Primul element este elementul cristologic. Le-am dat niște nume un pic mai tehnice, dar asta este un respect pentru dumneavoastră. Adică nu le facem atât de simple, că până la urmă nu mai învățăm, nu mai urcăm. Cristologic e simplu, vine de la Hristos. Elementul cristologic conținut în această afirmație, eu sunt, cum a zis glasul, eu sunt Iisus. Ce înseamnă Iisus? Am pus o întrebare grea? Sau, noi avem Iisus în românește, dar cum este în original Iisus? Yeshua. Și cum este mai pe înțelesul nostru, ca să-l asociem și cu niște personaje, măcar unul din Vechiul Testament, măcar unul. Yeshua, cum ar mai fi? Ia să vedem cine are o... Cum? Iosua. Corect. Iosua este Yeshua. În multe case de evrei exista măcar un băiat pe care îl chema cum? Iosua, poftim. Yeshua. Iisus e un nume comun. Găsim mulți Iisuși, da? Găsim chiar în Cartea Faptele Apostolilor despre un anume Bar Iisus, care era fiul lui Iisus, că Bar înseamnă al cui ești. Deci pe taică să-l chema Iisus. Este o carte necanonică pe care noi nu avem în Scripturi, din pricini pe care nu avem timp să le explicăm, pentru aia trebuie să venim dimineața odihniți. De ce nu avem noi cărțile acelea în Scripturi? Iată o altă temă interesantă în Scripturile noastre. Și una dintre acele cărți, de-a dreptul fascinantă, credeți-mă, se bate la mustață cu Proverbe, după părerea mea, se bate
realmente. Se numește înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah. Iisus, fiul lui Sirah. Iisus așadar este un nume comun. Iisus e un nume pe care se grăbeau părinții să-l dea copiilor lor, sigur, băieților lor, pentru că e un nume frumos, e un nume care are așa o rezonanță, cum ar zice tinerii noștri, un background. Adică spune ceva, aduce cu el ceva, iar se aude din cer, eu sunt Iisus. Și se pare că atunci când a primit prin înger, au primit familia, da? Iosif și Maria, au primit mesajul, zice, și îi veți pune numele cum? Iisus. Și numele acesta nu e spectaculos. Este, dacă vreți, dimensiunea umană a lui Iisus. Numele spectaculos și cu adevărat unic e următorul, care? Hristos sau Mesia sau unsul, trimisul, Mesia, că numai unul e Mesia. Ce înseamnă Yeshua? Ce înseamnă Iosua? Ce înseamnă Iisus? Înseamnă Iahve salvează. Iahve izbăvește. Iahve întinde mâna. Iahve nu este doar transcendental, adică departe, mare, de neatins, ci este și imanent, adică coboară în creație, străpunge istoria lumii, intră în poveștile lumii, în ordinea lumii, în ordinea creată, și lumea aceea de sus vine peste lumea aceasta și uneori se contopesc, ele sunt tangibile, ele se întâlnesc. Și lumea de sus, cerul, coboară peste lumea de jos și coboară atât de frumos și coboară maxim într-o revelație deplină. Prin cine? Prin Iisus. Când îi zice eu sunt Iisus, zice eu sunt Dumnezeul care salvează și care te salvează și pe tine. Adevărul despre puterea lui Iisus, adevărul despre locul unic al lui Iisus în istoria lumii, adevărul conform căruia nu există mântuire decât prin Iisus Hristos, este un adevăr nu emoțional, ci este un adevăr de care? Rațional. Părinții bisericii spuneau, ceea ce nu se suie la mintea noastră, nu ne mântuiește. Se repet asta? Ce nu se suie la minte, nu ne mântuiește. Doar ne mișcă pe moment și atât. Al doilea element este elementul eclesiologic. Eclesiologic. Eclesiologic se referă la eclesia, care înseamnă ce? Biserică. Zice, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și aici apare o mică contradicție. Trebuie să explicăm asta. El, Saul, nu mergea în cer. El mergea unde? În Damasc, să caute biserica din Damasc. Prin urmare, când Domnul zice, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, vrea să zică, atunci când te atingi de biserica mea, eclesiologic, tu de fapt te atingi de cine? De mine. Și aici așa de frumos ne lămurește Apostolul Pavel, complementar, care zice că Hristos e capul bisericii, iar noi toți suntem mădulare, nu pentru Hristos, ci suntem mădulare unii altora. Nu trebuie să mă lovești în cap ca să mă doară, mă poți lovi oriunde, în trup și mă va durea. Pentru că între trupul meu, fiecare părticică a lui și capul meu, nu, și creier, este o permanentă legătură și se trimit, nu? Permanente informații. Era să zic mai științific, dar mă tem de doctor, că poate iară greșesc cu emițătorii și receptorii și chestii. Saule, al doilea lucru pe care mintea ta trebuie să-l înțeleagă este nu doar că există salvator, ci există o comunitate a celor salvați. În cazul acesta, în Damasc, tu te duci la Damasc, dar tu, de fapt, atingându-te de ei, te atingi, de fapt, de cine? De mine. Că între Damasc și cer era o permanentă legătură nevăzută, era legătura pe care o stabileau ucenicii lui Hristos din Damasc. Oriunde există o biserică pe pământ, în orice timp ar fi, acea biserică stabilește legătura dintre pământ și cine? Și cer. Să ne redea Domnul ca biserică, mă refer, demnitatea aceasta, bucuria aceasta și speranța aceasta. Al treilea element este elementul antropologic. Antropos înseamnă om. Zice, eu sunt Iisus pe care îl prigonești și vreau să accentuez aici, pe care tu, Saule, îl prigonești. Iată cine ești tu, iată ce ai ajuns tu,
Tu un om care știi multe despre Dumnezeu. Tu un om moral, ați văzut? Vă aduc aminte. Moral. Tu un om foarte devotat, tu un om foarte bine informat, tu un om cum puțin sunt în generația ta, tu un tânăr promițător, iată-te ce ai ajuns, ai ajuns să mă atingi pe mine și biserica mea. Tu mă prigonești. Oare când Saul din Tars prigonea biserica Domnului, un fapt de care se va rușina toată viața? De fapt, ce avem aici, ce fenomen avem aici când prigonea biserica Domnului într-un singur cuvânt? Cum ați spune într-un singur cuvânt ce făcea Saul? Atitudinea lui, acum am tot descris-o. Care ar fi cuvântul acela? Chiar aștept un răspuns dacă nu e prea mult. Râvnă, dar nu-mi place râvnă, vreau altul mai... E corect, dar nu-mi place. Vreau unul mai... Nici răzvrătit nu-mi place. Păi frate, nu-ți mai zicem nimic, dacă ție nu-ți place nici aia, nici aia. Poftim? Loial? Loial legii, toate sunt corecte, dar nu vreau unul, îl vreau pe acela. Când am să vi-l spun, o să ziceți, toți îl aveam în minte, băi frate. Și e adevărat, fanatic. Fanatic pentru religia lui. Fanatic pentru lege. Ați cunoscut oameni fanatici? Sigur, și eu am cunoscut. Cunosc oameni fanatici pentru jocul de șah. Ați zice exemple relaxante, am dat. Și să mai continui. Este fanatic pentru fotbal. Este fanatic pentru lectură. Este fanatic pentru chimie. Sunt oameni care iubesc chimia, dacă te poți gândi. Și chimia nu e o femeie. Chimia e o știință. Că o femeie, hai să zici că ar fi posibil de iubit. Există oameni care iubesc timbrele, iubesc șerpii, iubesc iguanele. Există oameni care iubesc stelele. N-au niciuna acasă, dar iubesc stelele. Nu iubesc, sunt fanatici pentru cer. Fanatismul este o formă de reducționism, adică este când toată realitatea se restrânge și când ajungi, cum zice una dintre legile lui Murphy, că dacă tot ce ai în mână nu este decât un ciocan, tot ce găsești în jur ți se pare că sunt cuie. Asta este fanatismul, reducționismul. Asta este fanatismul. Iar Saul din Tars, elementul antropologic, el conștientizează cu mintea, cu rațiunea, înțelege, nu cu inima, cu mintea. Unde a ajuns cu cele mai bune, ziceți, intenții. Să ne atingă Domnul și nouă mintea, rațiunea. Și dacă suntem pe o cale rea, vorba psalmistului, du-mă pe calea veșniciei. A treia și ultima poartă care se deschide este poarta voinței. Poarta voinței. Pentru ultima dată ne întoarcem la Dex. Știu că Dexul e pasiunea dumneavoastră. Dexul zice așa. Voința este funcție psihică, ați văzut că prima a fost reacție, a doua facultate, a treia, e un crescendo aici, este o funcție psihică, ce e caracterizată prin orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri, subliniem realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor. Asta este definiția de dicționar. Realizarea unor scopuri, ați văzut, efort, este o dispoziție la efort. Ca să spunem în varianta scurtă, dacă emoția înseamnă a simți, dacă rațiunea înseamnă a înțelege, atunci aici, da, cumva voința înseamnă a face, da, verbul a face cu tot ce cuprinde el. Ne întoarcem de îndată la textul biblic, pentru ultima dată în seara aceasta. Următorul verset, citim, versetul 6. Tremurând și plin de frică, el i-a zis Domnului, Doamne, ce vrei să spun? Ce vrei să simt? Ce vrei să înțeleg? Am înțeles. Am simțit. Simt și înțeleg. Doamne, ce vrei să fac? Voința are legătură cu a face. Iar verbul de care ne temem cel mai mult nu e verbul a simți, nici măcar a înțelege, ci e verbul a face.
E deprisos să vă spun, dar totuși o fac, că poarta care se deschide cel mai greu și pentru unii niciodată în relația cu Dumnezeu este care poartă? A voinței. Adică unii nu trec, vreau să spun, niciodată la a face. Se simt bine în biserică sau în media asemănătoare și nu pot să-i condamn, e ceva autentic ce trăiesc. Înțeleg, cum să nu înțeleagă, numai dacă ar veni în 50 și ceva de duminici să asculte, nu? Și deja nimic să nu mai faci peste săptămână pentru suflet, dar dacă vii duminica, deja ești pe linia de plutire. Dar tare greu îi mișcăm pe oameni să facă. Ce pe oameni, frate Ghiță? Pe noi ne mișcăm greu. Pe mine mă mișc greu. Am văzut că cel mai greu parcă este să depun efort, să am o formă de sacrificiu, să înțeleg ce trebuie să fac. Și vă mai zic, uneori parcă suntem justificați să nu facem, pentru că realmente nu știm cam ce ar trebui să facem. E o minimă justificare, în sensul că mintea noastră uneori este opacă, este închisă, este limitată și nu știm ce trebuie să facem. Avem cu toții nevoie să punem uneori într-un mod agonic această întrebare înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, eu ce trebuie să fac? Tocmai a început anul, încă suntem în prima lună a lui, fie ca să ne răspundă Domnul tuturor la această întrebare. Și anul acesta să fim mai mulțumiți de noi și să facem ceea ce trebuie să facem. Este un trebuie să facem. Voința înseamnă să treci la acțiune. Verbul a face e verbul care îi se potrivește lui Dumnezeu. Uitați-vă în Geneza 1:1 unde spune că la început Dumnezeu, care e verbul folosit? A făcut. Asta îmi place, că la El e a face. La noi a vorbi, a crede, a gândi, a opina, a discuta. Noi mult discutăm până când nu mai facem. Zice că ce poți face astăzi, să nu lași pe mâine. Dar zice că este și invers. Zice că ce poți face astăzi, lasă pe mâine. Că poi mâine, poate nu mai trebuie. Asta e varianta lungă. Perdantă. Ce însemna în cazul lui Pavel să afle ce are de făcut? Îi spune Domnul, intră în cetate și vei vedea ce ai de făcut. Acolo te vei întâlni cu un anume Anania. Nu-ți voi spune în chip miraculos totul, nu vei auzi glas din cer, ci îți voi vorbi, Saule, și aici e o subtilitate care vă rog să o prindeți, îți voi vorbi printr-un om, ceea ce va fi o dificultate pentru tine, să asculți glasul meu nu din cer, ci să-l asculți pur și simplu în cuvintele, mai mult sau mai puțin sărăcăcioase, ale unui om. Asta arată că Domnul ne spune uneori nouă ce avem de făcut, nu într-un mod direct prin deschiderea cerului, nu prin experiențe ultime, nu prin spectacol, ci ne spune uneori prin cine? Prin oameni, prin împrejurări. Și i s-a spus și a înțeles ce trebuie să facă. Trei elemente ale voinței în cele din urmă. Primul element este schimbarea. Saul își schimbă gândirea ca urmare a voinței sale care se oțelește, dar nu numai gândirea, asta ține cumva de rațiune, ci își schimbă trăirea, pentru că schimbarea vieții, să știți că nu implică doar rațiunea, ci implică o voință puternică. Am semeni de-ai mei care au fost atinși emoțional, atinși din punct de vedere rațional, dar care nu au disponibilitatea, cel puțin până acum, să-și schimbe ce? Viața, felul de viață. Schimbarea înseamnă să renunți la toate celelalte care sunt neconforme cu voia lui Dumnezeu, cu moralitatea lui Dumnezeu, să intri în ceea ce numim sfințenie, nu? În orizontul acesta de sfințenie și apoi să-ți cultivi această sfințenie prin disciplinele spirituale. Deci schimbarea e ceva complex. Pocăința nu este doar regret, ci pocăința este anduranță, pocăința este un proces. Ne pocăim o dată, frate Ghiță, sau în fiecare zi? Eu mă grăbesc să spun, în fiecare zi. Mai bine o lăsăm așa în fiecare zi, că dacă numai o dată, devine grav. Mai bine punem varianta cea mai lungă. În fiecare zi. Schimbare, în fiecare zi. Întreținem sfințenia aceea, iubiții mei, prin disciplinele spirituale, mai ales prin cele trei personale, individuale, ale noastre, de peste săptămână, adică, știți bine, meditația, da? Rugăciunea, postul, care sunt săptămânale. Al doilea element este smerenia. Saul ascultă ce-i vorbește Domnul printr-un anonim, printr-un om pe care nu-l cunoștea, anume prin acel ucenic pe nume Anania. Iar din punct de vedere social și intelectual, diferența dintre Saul, gândiți-vă puțin, ăsta era deja profesor, și Anania era uriașă.
Așa te zmerește Domnul, că dacă vrei să afli voia Lui, o afli uneori de la unul mai slab ca tine, mai neinformat ca tine, mai încălcit ca tine, mai împiedicat ca tine, mai... Cum să-i mai zic acum să nu se supere? Că noi toți ne gândim că nu suntem noi ei, noi suntem ei alalți. Printr-un cuvânt a unui copil îți vorbește Domnul. Am observat că pe măsură ce înaintăm în viață, ni se dezvoltă sensibilitatea spirituală și parcă luăm cuvânt mai din multe locuri. Știți ce zic? Din mai multe locuri. Din mai mulți oameni. Nu la întâmplare, numai... Nu e așa. Nu e așa că pe măsură ce umblăm cu Domnul, avem o sensibilitate, în sensul bun al cuvântului, mai mare, o receptivitate, să nu zic sensibilitate, care ne face mult mai deschiși la ceea ce ne vorbește Dumnezeu și parcă mai ușor, mai bine decodăm împrejurările și vedem providența lui Dumnezeu în toate. Să facem asta cu multă smerenie, că Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul, numai omul să ia seama. Ați auzit dumneavoastră, mă gândesc măcar odată, tot umblând la biserică, întâmplarea aceea, vă mai spun și o dată că de la mine n-ați auzit. Apropo de smerenie asta, că Domnul îți vorbește în orice împrejurare, cu biserica aceea în care un păstor, de altfel minunat și bun predicator, păstorul local al bisericii, a slujit 10 ani în biserica aceea, acum se îndrepta spre pensie, dar era iubit de toată biserica, era și ținea predici frumoase, făcea pastorație frumoasă, un om cu care îl poți pune în manual. Dar a venit și duminica aceea care vine pentru orice păstor și predicator, duminica în care a ținut cea mai slabă predică din viața lui. Nu slabă, jalnică. El nu s-a văzut terminat cu predica aceea. Au mai avut predici slabe, vreau să vă spun acum, să vă spun adevărul. El a mai avut. Dar aia a fost, cum am numit-o? Jalnică. El acum, după ce a încheiat predica aceea, nu se vedea, că toți am trecut prin asta, măi, nu te vezi ieșit dintre oameni, că nu mai vrei să te întâlnești cu nimeni, te duci acasă, nici cu nevasta nu vorbești, nici cu pruncii, nu mai zici, faceți loc. Te duci în dormitor, și acum așteptați ceva apoteotic, dar am să vă spun ceva apoteotic. Ce faci în dormitor? Te baci cu capul între perne și acolo rămâi o vreme. Gândești că ești mort și pe jumătate ești mort. Ți s-au unecat toate corăbile. Numai că păstorul ăsta avea în biserică o bătrânică care la fiecare predică, după fiecare predică, l-aștepta să-i spună ce a plăcut ei, un detaliu din predică. Și el tare se încuraja cu asta. Acum, gândul lui, când s-a terminat programul, a fost, nu cumva să mă întâlnesc cu cine? Cu bătrânica, nu de ăștia s-au temut, că ăștia nici n-au observat, poate oameni. Se bucurau că s-a terminat. Lui de bătrânică i-a fost. Cum stau în fața ei? Bine, se eliberează biserica, bătrânica ședea la ușă și l-aștepta. Că doar fiecare își face slujba lui. Și se duce cu teamă la bătrânică. O salută și zice, frate păstor, am așteptat ca să vă spun ceva. Spuneți. Acum orice era adevărat. Frate păstor, textul biblic a fost extraordinar. Așa mi-a vorbit Domnul prin textul biblic. Atâta îmi place întâmplarea asta, nu? Atâta tâlc are. Femeia asta, atâta smerenie, atâta receptivitate, cu porțile toate deschise, nu? I-a spus textul biblic pentru că până la urmă, dacă ceva totuși rămâne nealterat, dacă ceva rămâne mereu bun, mereu gata, mereu de mâncat, nu? E textul biblic, e cuvântul însuși. Al treilea element este stabilitate. Saul întâmpină multe dificultăți în Damasc și în Ierusalim, cum puteți citi în continuarea capitolului 9, puteți face asta acasă. Dar el rămâne stabil, citim bună oară în versetul 22, că Saul se întărea din ce în ce mai mult și dovedea tuturor iudeilor că Iisus este... Hristosul. Ați văzut? Iisus nu e simplu Iesua, nu un nume între alte nume, ci este Hristosul. Și se întărea, adică se stabiliza, adică se înrădăcina, iar stabilitatea nu ține de emoție. Emoțiile sunt cum? Instabile. Nici măcar de rațiune care te lasă când ți-i lumea mai dragă.
ci ține de voință, de o permanentă oțelire, da, a voinței, o permanentă dezvoltare a voinței. Iubiții mei, toate aceste porți ale sufletului să ni se deschidă către Domnul și toate aceste puteri sufletești să le folosim pentru a intra și a rămâne într-o relație cu Domnul. Amin.